Salut tuturor, toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt Zrazer și astăzi facem configurare la serverul, la pluginul Multiverse Core. L-am luat din episodul tutorial 1, dar intrăm în config, la folder, la Multiverse Core, config, dar pe aici nu ne interesează ce scrie aici. Aici trebuie să fiți foarte, foarte atenți. Aici ștergem pe fixat, scriem false și ștergem asta și lăsăm așa. Dăm save, dăm world. Aici, dacă vreți un world, world of the Nether. World. Așa, ăsta. Aici PvP, puteți să faceți, nu fie PvP. Ia asta. PvP fails și nu o să poți să se bată cineva, nimeni. Hello weather fails. Să nu plouă niciodată. Animale. Dacă vreți voi. Autoload bed respawn. Mă rog, aici puteți afla seed-ul, dacă vreți. Și... da, puteți să schimbați și cum se numește... am uitat cum se numește. Să fie game mode 1 sau game mode survival. Stați să găsesc aici. Greu găsesc. Băi, unde e, frate? Trebuie să văd dacă l-am și aici. Uitați aici, putem schimba. Stați. Să punem, hai să punem în creativ, dar trebuie neapărat cu litere mari. Deci, stați. Să ne save. Și intrăm, intrăm în Minecraft, să fac să se vadă Minecraft-ul. O să dăm slash mv reload. Așa, uitați, acum nu o să mai apară ăla. Uitați, nu mai apare world înainte. Uitați, asta era din episodul anterior. Nu contează. Uitați, pluginurile sunt aceleași. Și, cum se numește, gen... avem, stați să-mi dau game 0, să dau world și apoi să dau iar world. Vedeți, m-a băgat pe game 1, în care eu eram pe game 0, uitați, game 0, și acum m-a băgat pe game 1 când vin. Deci cam atât a fost cu acest tutorial. Tutorialul acesta a fost foarte, foarte scurt, dar măcar a meritat să aflați voi ceva nou. Ok, deci, bye bye. Bye.